Te-ai întrebat vreodată oare care ar fi niște motive pentru care femeia pe care tu o placi, ți-o dorești sau pe care o găsești așa pe Insta când mai stai puțin, nu te respectă, dar absolut deloc, frate, zici că fuge de tine, parcă ai râie. Ei bine, sunt aici să-ți explic exact de ce se întâmplă treaba asta și ai venit bine, ai venit pe un canal să-mi bag piciorul, dacă nu, cel mai șmecher din lume, pentru că de 15 ani facem treaba asta cu seducția și relaționarea și nimeni nu poate să concureze cu noi, pentru că nimeni n-a stat acolo pe teren și a palmele și să fie atât de dedicat pe treaba asta. Așa că, ghișe, am scris niște cărți, poate te ajută. Le găsești pe forestestv.ro alături de cursuri online care îți poți schimba viața și mai poți devii și membru la canalul ăsta. Ce se întâmplă acolo? Te las să descoperi. Devin un membru, la acces videoclipuri extra și bucură-te și mulțumesc după. Primul motiv pentru care o femeie nu îți oferă respectul pe care tu îl cauți este că se vede absolut peste tot. Oriunde ar privi sau chiar simte lipsa disciplinei tale, care se vede, apropo, în primul rând, până să o simți, se vede, este evidentă, în minte, corp și spirit. Sunt trei arii în care noi bărbații putem să excelăm sau să o dăm în bară: minte, corp și spirit. La ce mă refer la treaba asta? Dacă există zgomot pentru că nu ești un bărbat disciplinat, se va vedea în mintea ta, în sensul că ochii îți fug prin cap, ești foarte agitat, nu ești în stare să te concentrezi pe ea, pe interacțiunea cu ea, procrastinezi foarte des. Toate chestii, tot zgomotul ăsta se vede în felul în care te manifesti. Ulterior se vede în subiectele tale, nu reușești să fii spontan, ești foarte blocat, ești foarte rigid și așa mai departe. Se vede în corpul tău, sigur că da, în greutatea pe care tu o afișezi. Da, păi faptul că te îngrași nu ține de faptul că îți place ție pizza sau bere. Ține de faptul că este o evadare a sinelui, plictisit sau îndurerat, și de aceea apelezi la porcăriile astea când tu știi clar că nu sunt ok, doar că puterea psihicului e ceva mai mare și îți spune, bă, și așa te plictisești sau și așa nu vrei să privești lucrurile care te dor, hai să mai băgăm o leacă niște chestii de astea. Pentru dopamina aia frumoasă, ca să ne mai distragem de la adevăr. Și astfel tu eviți suferința prin comportamentele astea, să ce obțin așa crezi. Și următorul lucru, vestimentar. Da, pe lângă spirit, mai avem și vestimentația, zgomotul din cap, din corp, din spirit, se vede în felul în care te îmbraci. Adică deschizi dulapul și parcă îl pleznești. Ce cade din el e perfect așa cum e. Man, n-ai un sens al culorilor, al cum te îmbraci, ce material cu ce material merge. De fapt, nu că n-ai, dar nici nu-ți pasă. Tu ai impresia că lucrurile astea nu contează. În timp ce eu ți-aș spune că sunt foarte importante pentru că vorbesc în fiecare zi despre noi. La un nivel sunt foarte importante, la un alt nivel nu vrei să te atașezi la neba și să zici acum, mamă, dacă nu-s așa, nu pot avea parte în viață de fericire sau femei sau mai știu eu ce căcat. Nu, dar sunt foarte, transmit stima ta de sine, respectul, cum te respecti când mergi pe stradă și transmit foarte multe chestii de care sunt și acasă. Dezordinea ta vestimentară sau dezordinea ta mentală, asta se vede și în casă. Adică, în primul rând, probabil totul e aruncat în cameră la tine așa, de aiurea. Și femeia știe foarte bine, se uită la tine, cum te prezinți și zice, bă, probabil și acasă e așa, probabil și în relaționare e așa, probabil și în obiectivele sale și în direcția vieții e așa. Ia uite. Spirit, normal, la ce mă refer? Vrei să faci o meditație, că ai găsit tu un curs sau un coaching, bă, și nu ești în stare să stai 2 minute în liniște, pentru că zgomotul este atât de mare că ți este afectat la propriul spirit, nu ești în stare să te calmezi, să te relaxezi. Ceea ce conduce la următorul punct, un alt motiv pentru care femeia nu te respectă, este că toate lucrurile astea formează acest cumul de lipsă de respect față de tine. Și atunci, man, situația e simplă. Eu vin la tine în momentul ăsta pe stradă, te abordez pentru că îmi place de tine sau pentru că vreau să socializăm într-un fel, vreau să-ți vând ceva și apoi tu te gândești, oare ce aș putea să facă omul ăsta să mă respecte? Tu n-ai nimic de făcut. Ideea este că eu, pentru faptul că nu te cunosc, eu nu știu ce ar trebui să simt față de tine. Și atunci te voi respecta în aceeași manieră în care tu te respecti pe tine. La prima abatere, da, când abordezi o femeie, ea nu știe ce să înțeleagă despre tine decât privind body language-ul, felul în care zâmbești, în care privești, în care te exprimi, în care te manifesti. Și atunci ea se va raporta strict la ceea ce tu prezinți. Asta înseamnă că ea va simți ceea ce tu simți. Dacă ea simte pentru câteva secunde o lipsă de respect față de sine, în tine, ulterior asta va simți și ea față de tine. Pentru că ideea e simplă. Dacă tu nu te respecti pe tine, de ce te-aș respecta eu? Dacă tu nu te iubești pe tine, de ce te-aș iubi eu? Al treilea motiv pentru care nu te respectă și nu o să-i câștigi niciodată respectul comportându-te așa, este pentru că toate lucrurile astea îți afectează stima de sine. Ai o stimă joasă ca rezultat a poveștii tale despre tine. Tu trebuie să-ți dai seama că la bază tu ascunzi o poveste care
rulează toată ziua prin cap. Există această poveste care, prin care în fiecare zi tu îți vorbești aiurea și îți oferi niște justificări ale trecutului ca tu să stagnezi în continuare aici. Doar că ți afectează stima de sine în fiecare zi. Și nu e frumos când faci treaba asta, dar totuși ce ai de făcut? Un coaching ar fi de făcut. Gândește-te că pe fărăssv.ro ai acces la un pachet de 15 ore împreună. Eu zic că durerea asta ar trebui să înceteze dacă tu vrei să continue. Probabil tu știi mai bine. Ceea ce mă conduce la următorul motiv, al patrulea, și anume că procrastinezi și există o oarecare inconsistență, că tu spui că ai fost în X sau Y, dar până la urmă nu ai mai fost, spui că ai făcut X și ai făcut Y, e această procrastinare, în general nici nu faci lucrurile, iar dacă faci, uiți ce ai spus că faci, faci total altceva. Și normal că omul își pierde încrederea în tine și respectul față de tine. Ceea ce mă conduce la următorul motiv, da, care e cumva legat cu cel anterior, adică odată ce faci treaba asta cu procrastinarea, ajungi la inconsistență. Și inconsistența se vede foarte tare în viața ta, în momentul în care tu spui că faci niște lucruri, nu le faci, sau exact cum spuneam la celălalt, cu procrastinarea, în sensul că zici că bă, faci una, face, dar nu faci aia, o faci alta, și atunci toată chestia asta acumulează zgomotul ăla din tine, din viața. Da, inconsistența vis-a-vis de faptul că nici nu ai o rutină cotidiană. Eu înțeleg că rutina plictisește, ne sperie ca oameni, dar trebuie să existe că arată disciplina și organizarea. Totuși tu nu ai așa ceva. Azi stai la birou, mâine mergi la piscină, poi mâine ieși tu prin oraș. Deși la bază sunt o grămadă de alte lucruri pe care tu ar trebui să le faci ca să-ți sporești calitatea vieții tale în acest moment, pentru că tu ești la care suferi. Și dacă am ajuns la motivele astea, n-ai cum să ajungi la următorul, care arată că ai priorități superficiale. Țoale, trebuie să mă înțolesc cât mai de corpul, mă duc la sală, domne, trag, e respect față de mine. Dar până acolo eu vreau doar să-ți dai seama că nu o faci pentru tine, o faci pentru altceva de fapt. Și atunci toată raportarea asta la țoale, corp, mașină, accesorii, inele, chestii, toate astea arată că ai niște priorități superficiale și că în loc să privești realitatea și lucrurile care contează mai mult pentru tine în fiecare zi, nu doar în acest moment, te raportezi la niște chestii prin care tu vrei să atragi. Dar tu nu atragi prin ceea ce faci. Tu atragi prin ceea ce ești. Și asta e o discuție mai lungă în care intru la coaching, aici îmi dau seama că nu mulți înțeleg treaba asta și din păcate nu o putem elabora decât în clipuri de 3-4-5 ore. Odată cu treaba asta ajung la următorul motiv, o atitudine negativistă, pesimistă mereu. Vezi întunericul întotdeauna, deși lucrurile sunt roz, tu le vezi negre și întotdeauna negativitatea asta și lipsa recunoștinței, victimizările ca să cauți milă, faptul că te plângi de alții, faptul că judești, că ești reactiv, faptul că, apropo, bârfești, nu uita, dacă tu bârfești pe unul, se poate presupune că bârfești și pe ăla care acu-i prezent, bârfești pe toată lumea, nu n-ai să bârfești doar pe unul. Și atunci oamenii își pierd respectul când faci treaba asta, nu mai spun o femeie, o bârfești pe vreo fostă de-a ta, același lucru. Ce mă face să cred că dacă eu intru într-o relație cu tine, nu mă bârfești pe mine după? Care ar fi un alt motiv pentru care o femeie nu te poate respecta? Desigur că nu urmărești fără sens TV. De ce? Pentru că ai lipsa cunoștințelor în domeniu feminin. Bărbații reali și adevărați care lucrează la viața lor și vor să facă ceva și dau seama că nu au experiență, că nu le-a fost predată nicăieri treaba asta. De aceea am scris 6 cărți. 5 sunt pentru tine și te așteaptă pe website să le arunci o privire. De aceea am lansat 4 cursuri. Unul care te învață cum să vorbești online cu o femeie. Altul care te învață cum să ieși să-ți învingi temerile oricare ar fi alea. Unul care te învață cum să te îmbraci. Pentru că, man, bărbatul român cel puțin este varză pe fashion. Habar n-are. Se îmbracă în ultimul hal. Dă-ți seama de chestiile astea. Nu suntem aici să ne luăm de oameni. Suntem aici să le arătăm, bă, poți să faci multe chestii mult mai bine. Și atunci dă o încercare. Ai un curs pe relații. Dacă vrei să relaționezi femeia, nu știi cum, nu înțelegi multe chestii, relația ți-a eșuat, ăla e un curs pe care tu clar ar trebui să-l iei. Te mai ține doar ego-ul și mândria și toate porcările în care crezi tu că oamenii vor să ia ceva de pe tine. Sau mai... Man, suntem aici pentru tine, de atâta timp. Facem asta pentru tine, că am putea să facem alte lucruri. Dă-ți seama, revin-o pe pământ. Și ultimul motiv, și aș spune eu că iar e unul din alea foarte puternice, este că lipsa acțiunii tale în viața ta se va portretiza și va tranziționa spre lipsa acțiunii când ești cu ea. Dacă tu nu iei acțiune în viața ta, ce mă face să cred că în momentul în care noi doi, ca și cuplu, am avea nevoie de acțiunea aceea, o vei lua? Înseamnă că nu o iei, înseamnă că lângă tine nu pot să am o bază, nu pot să am o încredere, nu pot să am o direcție. Ia uite câte chestii
poate să comunice comportamentele acestea. De aceea sunt aici să te ridic din prostiile astea. Eu m-am ridicat singur, apropo, că prietenii n-au dat 2 bani pe stările mele și pe cine sunt eu și pe ce îmi doresc de la viață. Nu am avut o școală care îți dea 2 bani pe mine și uneori părinții erau ocupați. Așa că ce trebuie să-ți dai seama este că ești singur în viața asta și doar tu poți să ai grijă de tine, doar ție îți pasă suficient de tine. Iar dacă îți pasă cu adevărat, primul lucru pe care îl faci chiar acum să arăți că îți pasă de tine, intri și ție un coaching, pentru că le iei o dată și l-ai pe toată viața. Te-am pupat!